Vă salut din nou într-o zi extraordinară. Astăzi este 8 martie, chiar dacă unii pot să urmărească într-un alt moment această expunere, să spun așa. Astăzi vreau să vă rețin atenția la o idee, zic eu, foarte, foarte interesantă. Gândiți-vă la un lucru, gândiți-vă, dar simplu de tot, gândiți-vă cum procedați în momentul în care vă spălați pe dinți. Așa este că începeți fix dintr-un loc, din dreapta sau din stânga, urmați fix aceiași pași, da? Gândiți-vă mai departe că, nu știu, atunci când vă îmbrăcați, așa este că aveți o procedură precisă, specifică, da? Vă îmbrăcați, vă luați prima dată, nu știu, underwears, după aia mergeți mai departe la tricou și așa mai departe. Sau gândiți-vă în momentul în care vă legați și returile la pantofi. Sau gândiți-vă că luați întotdeauna unul dintre pantofi, stângul sau dreptul, depinde, după caz, fiecare are o procedură. Ei bine, știți ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că, da, simplu de tot, asta înseamnă că mintea noastră, partea subconștientă a minții noastre, este deja bine pusă la punct și se gândește ce înseamnă să facă un lucru după un alt lucru și așa mai departe. Da? Adică noi avem niște proceduri gata și bine definite. Atunci gândiți-vă ce s-ar întâmpla în momentul în care să spunem că vrea să încercăm să ne schimbăm modul în care reacționăm la unele lucruri care ni se întâmplă. Adică în momentul în care ne enervăm, de exemplu, pentru că de cele mai multe ori nervii ăștia duc la ceva negativ. Ce înseamnă lucrul acesta negativ? Reacționăm instant și spunem: a, ce ni s-a întâmplat? Fai de mine, ce o să facem? Ce o să facem mai departe? Ei bine, treaba e simplă. Gândiți-vă că ajungem într-o anumită condiție să reacționăm așa. Da? Gândiți-vă cum ar fi dacă am reușit să schimbăm procedura respectivă. Să nu ne mai enervăm așa, da? Și să ne gândim oare la ce ne poate ajuta un lucru sau altul care aparent este negativ la început, da? Și cum am putea reacționa să avem un beneficiu de pe seama acestuia? Sigur, vorbesc poate puțin cam prea motivațional în momentul de față, dar baza este una foarte, foarte bună. Dacă se întâmplă ceva, decât să ridicăm tonul și să ne enervăm, numai bine zâmbim puțin cu subînțeles și încercăm să ne dăm seama care ar fi cea mai bună variantă, cea mai bună acțiune următoare. Sper că v-a plăcut ideea aceasta, pentru că dacă veți încerca să faceți lucrul acesta, treaba e foarte simplă. Va ajunge o procedură, la fel ca și legatul șireturilor la pantofi sau la fel cum vă spălați pe dinți dimineața, seara, prima dată pe stânga sau pe dreapta, prima dată dinții din față sau poate molarul, cine știe. Da? Ia gândiți-vă la lucrul acesta și încercați poate să-l puneți în practică. Chiar de acum. E atât de simplu. Pentru 8 martie, la mulți ani tuturor femeilor, fetelor și mamelor. O zi super să aveți!